Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc că sunt omul responsabilității. Cu domnul Plahotniuc doar suntem colegi de partid, dar sunt un om rațional și atunci când am acceptat să-mi asum această funcție, de fapt împreună cu colegii mei din cabinetul de ministri, am fost conștienți de criza socială și criza financiară, dar și politică din Republica Moldova, care există, și atunci mi-am dat seama foarte bine că dacă nu mergem pe calea reformelor, dar nu doar declarativ, dar astfel încât aceste reforme să fie resimțite în Chișinău și nu numai de cetățenii Republicii Moldova, în primul rând, desigur, dar și de partenerii noștri externi, numai această clasă politică, de fapt, nu mai are nicio șansă.